Odată la patru ani ne cer votul. Odată la patru ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Simon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Da. 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 Continuăm discuțiile noastre electorale la Transilvania TV. De această dată stăm de vorbă cu domnul Nodiotil Alexandru, o față nouă pe scena politică sălăjană. Bine ați venit la noi! Sărut mâna, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Candidați din partea Alianței Maghiare din Transilvania pentru un post de consilier județian sau consilier local, știu că deschideți ambele, ambele. ambele liste. Într-adevăr, domnul Nadiu este o față nouă pe, pe scena politică sălăjeană Însă de numele dânsului eu am auzit prima dată în 2013 În cadrul unui concurs de soluții Organizat de primăria municipiului Zaleu Sunteți arhitect de profesie Aș vrea să le povestim și celor care ne urmăresc Despre acel moment în care numele dumneavoastră a fost cunoscut Puțin de către cei din comunitate Da, sunt arhitect Lucrez în domeniul privat, de 15 ani am terminat facultatea și un curs postuniversitar de 2 ani de reabilitare a monumentelor istorice și a patrimoniului construit tot la Cluj, după care m-am întors pe meleaguri natale, acasă în Zalău, de atunci profesez la propria firmă de arhitectură. În anul 2013 am fost rugat de către Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania, să fiu consultant tehnic la acest concurs de soluții care din punctul meu de vedere, și din punctul de vedere al uh, arhitecților din Cluj, a ieșit foarte bine un concurs de soluții la care au participat 8 birouri de arhitectură. Au fost premiate două soluții și îmi pare foarte rău că, din păcate, nu a fost implementată uh, niciuna dintre soluțiile câștigătoare. Ideea a fost că cele două soluții câștigătoare, ambele având uh, idei bune, fiecare, unele într-un fel, celelalte în alt fel, să comasăm cumva cele două proiecte și să luăm ce este mai bun din ambele și să facem un proiect general, un proiect mare pentru amenajarea întregii zone centrale a Zalăului, atât Piața Unirii cât și Platoul de Marmură, Strada Unirii și, din păcate, primăria a pus undeva în sertar acest proiect și de șapte ani și jumătate nu am mai auzit de el, dar sper că dacă voi ajunge în Consiliul Local, atunci vom putea relua acest proiect și să îl ducem la capăt într-un mod foarte profesionist. Din 2000, vor reveni și la acel proiect, însă vreau să spun că din 2013 și până în prezent ați dispărut puțin din, din, viața publică, ați avut de lucru, v ați spus că lucrați în sistemul privat. Da. Însă acum sunteți candidatul Alianței Maghiare din Transilvania. Aș vrea să vă rog în câteva cuvinte să le explicăm și celor care ne, ne urmăresc cine este acea alianță de când sunteți candidatul lor. Eu știu eu nu știu să, să să aveți un trecut politic. Sunteți foarte proaspăt pe scena politică. Așa este, aveți dreptate. Alianța Maghiară din Transilvania este o formațiune politică foarte nouă. Ea, practic, este alcătuită din două partide mici, de centru-dreapta, care la un moment dat s-au scindat, au ieșit din UDMR, începând cu sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. La început acestea erau platforme de centru-dreapta, dar ele au primit o identitate și unul dintre aceste partide este Partidul Civic Maghiar, care a apărut prin 2003-2004, iar după câțiva ani a apărut și PPMT, Partidul Popular Maghiar din Transilvania. <coughs> Și în, în acest an, în primăvara acestui an, cele două partide s-au gândit că, având aceeași ideologie de centru-dreapta, ar fi de bun augur ca ele să fuzioneze. Această uh, fuziune a și început. În momentul actual, încă nu am reușit să fuzionăm din punct de vedere legal. Noi apărăm ca o alianță a două partide. Și uh, Sunteți candidatul dânșilor din, de anul acesta. Și sunt, sunt, da, într-adevăr, candidatul acestui, acestei formațiuni. Dânșii m-au rugat acum circa două luni să îi reprezint pe lista de consilieri municipali și consilieri județeni. Sunt convinsă că a cântărit mult în această decizie și faptul că dumneavoastră, ca și formare profesională, sunteți arhitect. Bineînțeles. Ajungem și acolo. Aș vrea să dezvoltăm un pic ideile dumneavoastră în ceea ce privește județul Săla și municipiul Zălău, în special prin prisma meseriei dumneavoastră. Însă, până atunci, aș vrea să ne povestiți puțin. Știu că sediul central al... Alianței care vă susține este în uh, Oradea. Știu că da. președintele uh, Alianței este oradian? Așa este și este inginer constructor de meserie, așa că noi uh, suntem colegi nu doar profesional, ci și din punct de vedere al ideologiei pe care o urmam de centru dreapta. Ați avut ocazia să discutați puțin, nu știu, despre dâns și au acolo și candidat pentru primărie, dacă pentru nu greșesc. Pentru primărie și pentru Cred că dâns și de deja an. cunosc rețeta aceea de succes pe care o aplică domnul Bolojan și de atragere de fonduri și așa mai departe, acel aparat pe care dânsul a reușit să-l construiască. Ați reușit să discutați cu Dân și ne dau rețeta și pentru Zalău? Mă bucur foarte mult că îmi puneți această întrebare. Noi ne înțelegem foarte bine cu colegii noștri din Oradea. Ei au o experiență de câțiva ani buni deja în, în primul rând în atragerea fondurilor europene. Știm că Oradea este fruntașă în atragerea și în implementarea fondurilor europene ei, în ultimii trei ani, sunt primii în țară. Domnul Ilie Bolojan, într-adevăr, pe bună dreptate, este lăudat ca fiind cel mai performant primar din țară din acest punct de vedere, dar în spatele dânsului este un întreg aparat, o echipă care îl ajută, care lucrează pentru dânsul și pentru primăria Oradea. În acest aparat, în această echipă, este și unul dintre liderii Alianței Maghiare din Transilvania, domnul Zaciu care este candidat la primăria Oradei. Noi, atât cu dânsul, cât cu întreaga echipă Alianței Maghiare din Transilvania, avem o colaborare foarte bună și dânsul a fost acum două săptămâni aici ne-am întâlnit, am discutat și vor foarte mult să ne ajute pe noi să putem și noi implementa în aparatul primăriei respectiv a Consiliului Local Zalău sau dacă nu reușim atunci în aparatul Consiliului Județean Sălaj acest birou, acest departament care la adânci și funcționează foarte bine unde au mai mulți specialiști, ei acolo lucrează, caută aceste fonduri europene, um, au arhitecți în acel birou, ingineri, economiști, contabili. În la urmă, oameni de specialitate, fiecare Sigur se ocupă că de da. ceea ce știe să facă cel mai bine. O parte din uh, proiect Proiectele de arhitectură propriu-zise sau de infrastructură le fac ei cu biroul lor propriu, cu aparatul lor propriu. Cealaltă parte este exteriorizată prin contracte la alte birouri de proiectare și sistemul funcționează excelent. Vrem și noi ca să putem și noi implementa acest sistem în județul și în orașul nostru, pentru că doar așa, atrăgând fonduri europene, putem să ieșim din punctul mort și să se dezvolte și orașul nostru și județul lași. Dacă tot ați ajuns la partea de dezvoltare, aș vrea să povestim un pic despre ceea ce îmi doresc de la începutul discuției noastre să vă întreb. Ce facem cu centrul istoric al Zalăului? Sunteți în măsură să ne propuneți un plan? Pentru că vă permite și, și meseria. Însă presupun că și în momentul în care o să ajungeți în Consiliul Județean sau Consiliul Local vom vedea, o să aveți o idee, sper eu, să fie printre primele legate de, de, acest, de acest subiect. Da, Este o întrebare într-adevăr tipică pentru pentru un arhitect și mă bucur că mi-ați pus și această întrebare. Din punctul meu de vedere, centrul istoric al unui oraș, nu doar al Azaleului, fie el orice oraș, este cartea de identitate a acelui oraș, este inima acelui oraș și orice turist sau vizitator care vine în orașul respectiv, în primul rând, este curios să vadă centrul istoric. Pentru că Centrul istoric și piațeta centrală, practic, este imaginea orașului și este totodată și imaginea acelei administrații și uh, acelor politicieni care conduc acel oraș. Deci, cu cât mai bine și mai frumos este pus la punct centrul orașului, asta înseamnă că uh, administrația care... Uh, lucrează, care administrează acel oraș, este cu atât mai exigentă. Bineînțeles, este prioritatea numărul 1 pentru mine să putem să punem la punct centrul orașului, centrul zaleului. Din păcate, au trecut foarte mulți ani și s-au făcut destul de multe treburi în Zalău și bune și mai puțin bune, dar centrul istoric, din păcate, a fost ocolit. Noi vrem să. Îmi cer scuze că vă întrerup, vă întrerup. Știți din ce motiv a fost, a fost ocolit acest proiect? Este atât de complicat să facem o pietonală, să reabilităm niște clădiri, așa cum scrie la carte? Sau din ce motiv credeți dumneavoastră că toată lumea a evitat să pună accentul pe centrul istoric al Zalăului? Aici pot fi mai multe motive. În primul rând, eu cred că cel mai important motiv este că în Consiliul Local n-a avut o susținere fermă această inițiativă. Tocmai de aceea văd de bun augur să fie un arhitect în Consiliul Local sau în Consiliul Județean, pentru că și în localitățile județului sunt probleme specifice peste tot. Zalăul are problemele lui specifice, centrul istoric a Zalăului și piațeta centrală are nevoie de anumite lucruri să fie pus la punct, tot așa și celelalte orașe, celelalte localități. Eu cred că dacă va fi un specialist în domeniu, în Consiliul Municipal și în Consiliul Județean, atunci această temă nu va muri, deci va fi discutată și, bineînțeles, că dacă va fi discutată, atunci se vor face și pașii necesari pentru a face proiecte europene, a atrage fonduri și a implementa aceste idei. Ați adus aminte de alte localități din județul sălaj cu locuri sau cu monumente cu probleme. Aș vrea să să punctez faptul că uh, avem cel puțin trei locuri în care se poate face turism cultural în, în județul sălaj. Vorbesc despre cetatea Porolisum, da. vorbesc despre cetatea Batorii de la Șimleu Silvaniei și la Jibou avem. Uh, Castelul Veșelenii. Castelu da, 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 ce, ce, ce putem să facem? Se pot găsi soluții în acest, în acest sens? Trebuie să găsim soluții, și în acest sens. Eu colaborez de uh, câțiva ani foarte bine cu uh, primăria și meu silvaniei uh, Nu m-am ocupat eu de uh, proiectul de reabilitare al cetății Batoris. S-a ocupat. Uh, un alt birou de proiectare specializat tocmai pe reabilitări de monumente istorice. Știu că s-a căutat de mai multe ori de-a lungul ultimilor ani, s-au căutat diverse axe de finanțare pentru a se, se putea face această reabilitare. Din păcate, până în momentul actual s-au evit tot felul de probleme și nu s-a reușit, dar sper că echipa de la primărie să rămână acolo și să continue acest demers. În ceea ce privește celelalte obiective care mi-ați amintit, acolo nu am avut legătură directă cu ele. Bineînțeles, și acelea sunt prioritățile numărul 1 în reabilitare și, totodată, noi putem identifica multe alte clădiri de patrimoniu, clădiri valoroase, monumente istorice, ansambluri construite pe care trebuie să le punem în valoare, pentru că, după cum am mai spus, doar așa putem să înfrumusețăm localitățile noastre, să atragem turiști și să fim mândri de locurile în care locuim. Pentru că timpul nu este de partea noastră și ne apropiem de finalul discuției noastre, aș vrea să vă rog să, să le explicați celor care vor ieși la vot pe 27 septembrie 2020, în special celor de etnie maghiară da. și în special celor tineri care poate nu, nu, nu cunosc tare multe despre această alianță dintre PCM și PPMT. De ce ar trebui să, să vă aleagă, de ce ar trebui să vă acorde acest vot de, da. de încredere? În primul rând, problemele noastre, românilor și maghiarilor, în proporție covârșitoare de 90 și ceva la sută, sunt comune și trebuie să le rezolvăm împreună. Deci eu contez nu doar pe voturile maghiarilor, contez și pe voturile celor care mă cunosc și nu doar a celor care mă cunosc. Sper să aveți încredere în echipa noastră și în faptul că la Oradea și în județul Bihor am reușit o performanță foarte mare. Mă refer la echipa Partidului Național Liberal împreună cu Alianța Maghiară din Transilvania și vrem ca această rețetă să fie implementată și la noi în Zalău, și la noi în județ. Și colegii noștri de la Oradea sunt dispuși, nu doar dispuși, ci așteaptă cu nerăbdare să avem un om în Consiliul Local Zalău și un consilier în Consiliul Județean Sălaj, ca să putem să demarăm aceste demersuri și peste câțiva ani, zalău și sălajul să fie undeva pe partea de sus a listei, să nu fim ultimul județ din Transilvania în ceea ce privește implementarea fondurilor europene, dezvoltarea infrastructurii și a turismului și, a, din păcate, a multor capitole să nu mai fim arătați cu degetul, da. la fel spus. Da. Uh, un singur lucru aș vrea să mai punctez, ați amintit uh, mai devreme de colaborarea din Oradea, dintre Alianța Maghiară din Transilvania și și PNL. Da. Aș vrea să vă întreb cum stăm în la acest la acest capitol. Ați discutat cu celelalte celelalte partide de dreapta cu PNL aveți susținere, vă veți înțelege bine da. cu ei dacă veți ajunge în Consiliul da. Județean sau Înainte Cusilul de local? toate, doresc să vă spun atât dumneavoastră cât și spectatorilor noștri și celor de naționalitate maghiară care ne privesc, că noi nu considerăm Uniunea Democrată a Maghiarilor din România ca fiind adversarul nostru politic noi și cu dân și dorim să colaborăm, să conlucrăm peste tot unde este posibil, în special în ceea ce privește e, problemele specifice ale maghiarilor. E, dar în ceea ce privește e, problemele generale ale județului, e, noi, Alianța Maghiară din Transilvania, suntem o alianță o formațiune declarată de centru dreapta, deci e, în ceea ce privește alianțele, noi vom, vom încerca să facem aceste alianțe cu partidele mari de centru dreapta. Avem relații foarte bune cu Partidul Național Liberal, în special, și ei ne țin pumnii, nouă și noi le ținem pumni lor și sperăm să, să facem o echipă bună. Mă țin și eu pumnii pentru 27 septembrie anul curent și nu numai. Uh, sunt convinsă că vom auzi acest nume Nodiotilo Alexandru și în curând pe scena politică sălăjeană. Să sperăm că doar de bine. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit o parte din proiectele dumneavoastră. Vă dorim mult succes, să ne revedem cu bine. Și Le eu vă mulțumesc mul... frumos pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne vedem curând cu alte discuții cu alți candidați. Numai bine, la revedere!